salvată are nevoie de $2.130.000 pentru vaccinul numit Zolgensma. Bună seara tuturor! Bună seara, Tulcea! Bună seara tuturor inimilor mari care s-au implicat astăzi în această minunată acțiune! Vreau să felicit pe toată lumea și aș vrea să spun că acest copil, pentru care acest tratament este recent apărut, are un mare noroc și acesta este un mare semn. Acest semn dumnezeiesc se poate îndeplini cu ajutorul dumneavoastră. Vă rog din tot sufletul, fiecare dintre dumneavoastră din seara aceasta, să participați la acest eveniment așa cum ați făcut-o, să cumpărați orice obiect, chiar dacă nu vă trebuie, obiectele sunt la prețuri foarte mici, acest obiect vă va aduce aminte că ați făcut un gest mare, că efectiv ați salvat viața unui copil și dacă nu aveți nevoie de el, oferiți-l cuiva căruia i-ați face o mare bucurie. Acesta este scopul nostru din seara asta, este un scop 100% caritabil și sunt convinsă că dacă ați fost de acord să fiți prezenți aici, veți face și acest lucru. Vă rog din suflet să nu plece nimeni fără un obiect cât de mic, de 10 lei, de 5 lei, de 6 lei, nu contează valoarea lui. Vreau să vă spun că acest tratament este un tratament peste $2.000.000, este un tratament recent obținut prin inginerie genetică. Vreau să vă spun că multă lume și mulți copii au trăit maxim până la 2 ani fără acest așa zis vaccin. Acest vaccin este un medicament care modifică genetica pacientului și îl face dintr-un pacient condamnat la moarte din naștere, îl face un supraviețuitor. Copilul va rămâne fără niciun handicap, va putea să ducă o viață normală și este o minune umană, dumnezeiască, faptul că medicina mondială a ajuns să trăiască asemenea clipe. Să nu vă dați înapoi niciodată de la acest ceva, de la așa ceva. Mulțumesc, Tulcea! Sunt Corina Elena Badea, medic primar boli interne la secția medicină internă a Spitalului Județean Tulcea și sunt mândră în seara asta să fiu alături de dumneavoastră și altfel decât în halatul alb. Doar ne-ai tine,
Este primul cântec macedonesc pe care l-am auzit în familia mamei mele și aș vrea să mulțumesc în mod special pentru o participare doamnei Sica Șacu, care a făcut posibil ca acest minunat costum armânesc vechi de 100 de ani să fie în seara asta în fața dumneavoastră.